Povestea începe într-un parc izolat de rulote dintr-un loc numit Gatlin Lake și vedem un vehicul oprindu-se în fața uneia dintre rulote. Înăuntru, un cuplu în vârstă doarme liniștit, până când soția se trezește la auzul unei bătăi puternice. Ea se apropie cu precauție de ușă și trage cu ochiul afară doar pentru a vedea vehiculul gol. Când se întoarce, vede o fată mascată, Dollface, care o termină rapid. Fata merge apoi în dormitor și se întinde lângă bătrân, care încă doarme. Scena se mută apoi în ziua următoare, unde vedem un cuplu căsătorit, Cindy și Mike, împachetându-și lucrurile pentru a pleca undeva. Se pare că fica lor adolescentă, Kinsey, are un caracter foarte rebel, așa că va fi admisă la un internat. Înainte de a o trimite acolo, cei doi plănuie să petreacă ceva timp la parcul de rulote al unchiului Marvin, situat în Gatlin Lake. Familia pornește media la drum și pe drum îl ia pe fiul lor, Luke, care joacă baseball cu prietenii săi. Luke este supărat că trebuie să plece, dar mama lui insistă că aceasta este ultima lor șansă de a petrece timp împreună ca o familie, înainte ca Kinsey să plece. După ce conduc o vreme, ajung la un restaurant unde toată lumea începe să mănânce, cu excepția lui Kinsey. Ea rămâne în afara mașinii fumând o țigară. Cindy sosește pentru a o consola, dar fata răsfățată se plânge că trebuie să meargă la internat și spune că este normal ca adolescenții să facă greșeli. Cu toate acestea, Cindy susține că unele greșeli sunt ireparabile și că tot ce își dorește este binele pentru fica ei. În scena următoare, familia ajunge la parcul de rulote noaptea târziu. Ei observă că locul este extrem de liniștit și că nu există niciun semn că ar fi cineva în apropiere. Ușor confuzi, se duc la biroul parcului, unde Cindy a cheia lăsată pentru rulota pe care o Nu-l vede pe Marvin nicăieri, dar găsește un bilet de la el în care spune că se va întâlni cu ei în dimineața următoare. Ulterior, Cindy se întoarce la mașină și familia se îndreaptă spre rulota 47. Ajung curând la caravană și încep să se instaleze. Descoperă că aceasta este aprovizionată cu alimente și alte chestii esențiale, dar deodată se aude o bătaie la ușă. Cindy merge să verifice și vede o fată stând în întuneric. Ea caută pe cineva pe nume Tamara, dar Cindy spune că adresa este greșită. Fata nu spune nimic și pleacă în liniște. Familia este oarecum nedumerită de acest scenariu bizar, dar decide să nu se gândească. Mai târziu, părinții propun o partidă de cărți și le cer copilor să li se alăture. Luke este de acord și pune telefonul pe masă, dar Kinsey, ca de obicei, este insistentă. Mike se duce la ea și are o discuție sinceră. Îi spune că și pentru este dificil să o trimită departe, dar că o fac pentru binele ei. După ce aude asta, Kinsey pune în sfârșit telefonul jos, dar apoi părăsește furioasă rulota. Mike încearcă să urmeze, dar Cindy îl oprește și cere lui Luke să meargă în locul ei. După ce o caută o vreme, acesta o găsește fum în singură. Cindy îl ceartă pentru că a căutat-o, dar Luke încearcă să o convingă că internatul nu este un lucru atât de rău. În rulotă, Mike se teme că a luat decizia greșită pentru viitorul fiicei sale. În acel moment, cei doi sunt întrerupți de o bătaie la ușă, care se dovedește a fi aceeași tânără ca și înainte. Ea întreabă din nou de Tamara, iar Mike întreabă dacă este bine, dar ciudata nu spune niciun cuvânt și pleacă. Acest lucru sperie puțin cuplul, care decide să plece în căutarea copiilor lor. Între timp, Kinsey și Luke se plimbă prin zonă, când au peste o rulotă cu ușa deschisă. Neavând altceva mai bun de făcut, se otără să intre și să se prostească. Dintr-o dată, aud un zgomot puternic venind din dormitor. Frații se îndreaptă nervoși înăuntru, unde descoperă cu ușurare că este doar câinele familiei, dar apoi văd bună scris cu sânge pe toate ferestrele. Kin se observă de asemenea ceva acoperit de un cerșaf și spre groaza lor găsesc acolo rămășițele mutilate lui Marvin și soției sale. Frații fug imediat din caravană și își găsesc imediat părinții care îi căutau. Frații explică apoi cum au descoperit trupurile mutilate ale unchiului Marvin și a soției în rulotă. Îngrijorat, Mike le ordonă să se întoarcă la rulotă și să sune la poliție în timp ce el și Luke investigează locul crimei. La întoarcerea în rulotă, Kinsey este încă zguduită și continuă să plângă, dar în timp ce mama o consolează, își dau seama brusc că toate telefoanele lor au fost parte pe masă. Unul dintre ele pare să funcționeze, așa că Cindy face tot posibilul să sune la poliție, dar din păcate, în acel moment apare Dolph Face gata să le ucidă. Mama și fica fug imediat la baie și încuie ușa. Cu toate acestea, ele știu că este doar o chestiune de timp până când monstrul va pătrunde înăuntru. Cei doi observă imediat o fereastră deschisă în tavan și deschisă scape de acolo reușește Reușe să deschidă fereastra, dar până acum face a spart și ușa. Cindy reacționează prompt și își împinge fica afară. Din păcate, când este rândul ei, Dollface apare și -o înjunghe brutal pe biata mamă stomac. stomac. Kinsey asistă la acest lucru sub ochii săi. Câteva clipe mai târziu, femeia moare tragic, iar Kinsey nu are de les decât să fugă de acolo. Pe de altă parte, tatăl și fiul ajung la rulota unchiului Marvin. Mike este șocat să vadă cadavrele mutilate și ridică imediat telefonul fix pentru a suna la poliție, dar descoperă că firul este tăiat. Chiar în acel moment, o piatră zboară prin fereastra. Când se uită afară, văd cu groază un bărbat purtând o mască și ținând în mână un topor. Cei doi se ascund repede și Maica și amintește că unchiul Marvin avea o armă. După ce o caută, o găsește într-un sertar și o încarcă. Apoi îl strigă pe bărbatul mascat spunându-i care o armă și că o va folosi în 5 secunde. Maica începe să numere până la 5 și când se uită din nou afară, bărbatul mascat a dispărut. Profitând de această situație, tatăl și fiul fug din caravană. Într-o altă scenă, Kim se ajunge în fața unui gard, dar se chinuie să scape prin el. Dollface continuă să urmărească, forțând să fugă în direcția opusă. Pe de altă parte, Mike și Lux se întorc la rulotă și descoperă telefoanele sparte și ușa de la baie distrusă. Mike, îngrijorat, merge la baie și este șocat să vadă trupul fără viață al soției sale. Cei doi ies apoi afară și pleacă cu mașina lor, în timp ce o cheamă pe Kinsey, dar cineva aruncă o cărămidă prin parbriz și cei doi ajung să se izbească de rulotă. Între timp, o vedem pe Kinsey rătăcind frenetic, în căutarea de ajutor. Curând, observă că cineva dintr-o mașină arată intermitent. Ea strigă la cea persoană, dar se dovedește a fi bărbatul mascat, care începe să urmărească. Kinsey îngrozită fuge și se refugiază în tunelul unui loc de joacă, dar deodată apare un al treilea criminal mascat, pe nume Pinam Girl, care declară că abia au început, așa că Kinsey fuge de acolo. Între timp, în accidentul de mașină, îl vedem pe mai grav rănit și mobiliza pe scaun de o grindă de lemnă. Realizând că nu va supraviețui, el își îndeamnă fiul să plece. De asemenea, îi dă armă încărcată pentru a se proteja, apoi Luca și-a rămas bun de la tatăl său, promițându-i că se va întoarce curând. Imediat ce pleacă, bărbatul mascat apare și se urcă liniște în mașină. Mike își de seama că sfârșitul său este aproape și începe să-l blesteme, așa că ucigașul ucide rapid. În scena următoare, Kinsey fuge la o altă rulotă pentru a se ascunde. Aude imediat muzica venind din dormitor și urmărește sunetul până când dă peste o jucărie Jack in the Box. Din păcate, aceasta se dovedește a fi o capcană, deoarece Dollface apare brusc de sub pătură. Ea o înjunghe pe Kinsey în braț și în picior, chiar în momentul în care apare Luke și și îndreaptă arma spre ea. Dollface nu pare a fi intimidată și îl întreabă calmă dacă o va împușca. Cu toate acestea, Luke nu reușește să pese pe trăgaci. Fata cere arma pentru pentru a o putea împușca, dar Liu refuză și o ia. Mai târziu, frații descoperă o altă rulotă goală și intră în ea printr-o fereastră. Liu îngrijește rănile surorii sale, dar aceasta are o cădere psihică. Cu toate acestea, momentul lor este întrerupt, când uciga și sparg rulota cu vehiculul lor, forțându-i pe frați să sară pe fereastră. În timpul evadării, Liu observă că piciorul surorii sale este grav rănit și că aceasta nu poate fugi. Prin urmare, o ascunde într-o verandă și cere să rămână acolo până se întoarce el. El plănuiește cum să meargă la biroul parcului și să cheme poliția, iar aici Kinsey spune că și iubește fratele. Mai târziu, Luca ajunge la recepție și reușește să contacteze poliția. El explică operatorului situația, dar apelul este întrerupt înainte ca el să poată da alte detalii importante. Câteva momente mai târziu, zgomote ciudate încep să vină din toate direcțiile. Acest lucru spere pe bietul Luke, care ia o crosă de golf, în momentul în care pin up girl apare în spatele lui, în timp ce bărbatul mascat începe să bată la ușa din față. Luke intră pe ușa din spate și intră într-o piscină mare. Apoi, dintr-o dată, el o doboară pe pin girl cu crosă de golf, dar în timp ce scoate mare, Liu o înjunghie în mod repetat până când o ucide. Din nefericire, Liu nu are nici măcar șansa de-și reveni, pentru că bărbatul mascat apare cu toporul său clasic. El aruncă cu toporul în Liuc, făcându-i pe amândoi să cadă în piscină. Urmează lupta prigă, dar Liu ajunge să scape cuțitul. El încearcă apoi să scape, dar bărbatul mascat îl ajunge din urmă cu ușurință și îl înjunghie în spate. Asasinul îl lasă pe băia să moară din cauza rănii, în timp ce el se duce după ultima țintă. Câteva momente mai târziu, îl vedem pe Liu vomit în sânge și se pare că nu va supraviețui, dar tocmai atunci să Kinsey, care îl scoate din piscină și îl ascunde într-un colț. Starea lui este foarte gravă, așa că îi cere să rămână aici, în timp ce se duce să caute ajutor. După aceea, Kinsey își spre șosea, unde întâlnește din fericire o mașină de poliție. Ofițerul îi vede starea însângerată și întreabă ce se întâmplă. Kinsey imploră nerăbdător după ajutor, dar niciunul dintre ei nu observă că Dolphy se apropie și îl ucide pe ofițer. Kinsey este traumatizată și fuge imediat în duba poliției, dar observă că lipsesc cheile. În acest moment, Dolphy se apare în afara ferestrei și o tachinează arătându-i cheile. Femeia se se forțează apoi să intre și și începe atacul. Dar din fericire, Kinsey reușește să apuce pușca ofițerului și să o elimine pe criminală. O vede apoi pe Dolphes în pragul morții. Kinsey scoate masca și o întreabă de ce face asta, dar ea răspunde simplu de ce nu. Se urcă apoi în vehicul și decide să meargă la fratele său, dar bărbatul mascat se izbește brusc de vehiculul său. El face acest lucru de mai multe ori, trântindu o pe Kinsey la exterior. Dar în acest moment critic, o lovitură de noroc o favorizează. Vehiculul mascatului pare să fie blocat și varsă benzină. Profitând de această ocazie, Kinsis scoate bricheta și dă foc combustibilului, făcând ca ambele vehicule să explodeze. Între timp, femeia crede că ucigașul este în sfârșit mort, dar spre groaza ei, acesta începe să se îndrepte spre ea, chiar și în mașină în flăcări. Kinsey, neputincioasă, fuge spre un pod mic și îngust, unde se prăbușește din cauza rănii. La scurt timp, bărbatul mascat iese din vehiculul său, în arma cu un topor. Cea mai mare parte a corpului său este arsă, iar o bucată mare de sticlă l-a lovit în abdomen. El reușește cumva să extragă sticla, dar își pierde repede cunoștința din cauza rănilor. Ulterior, Kinsey se dreaptă spre autostrada principală, unde reușește să oprească un vehicul. O femeie o întreabă ce se întâmplă, dar se întoarce imediat la vehicul, deoarece se pare că bărbatul masca s-a întors. Kinsey se urcă rapid în partea din spate a vehiculului, în timp ce bărbatul masca sare la rândul său. Din fericire, Kinsey găsește o bătă de baseball pe care o folosește pentru a lovi în cap. Acest lucru îl face să cadă și să pară mort. În scena finală, îl vedem pe Luke recuperându-se în spital, în timp ce Kinsey stă lângă el, pierdut în contemplare. Ororile din noaptea precedentă o vor traumatiza pentru tot restul vieții, dar care au reușit să treacă peste. Dar înainte ca filmul să se încheie, iau de un zgomot ciudat în afara camerei, urma de o bătaie în ușă. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, vederci!